Peste 200 de medalii și trofee obținute la diferite competiții de dans naționale și internaționale. Acesta este palmaresul obținut de dansatorii Asociației Floria Art în peste 6 ani de muncă. În spatele acestor rezultate remarcabile se ascund zile întregi de antrenament și multe sacrificii pe care numai sportivii de performanță le cunosc. În weekendul ce tocmai a trecut, o echipă TV Giurgiu i-a surprins pe 10 dintre campionii dansului în febra antrenamentelor. Aceștia se antrenau pentru campionatul mondial de dans al Maiei, ce se va desfășura pe 27 mai în Croația. De fiecare dată înaintea unei competiții, antrenamentele sunt mult mai intense și necesită mai multă pregătire și seriozitate din partea sportivilor. Se începe cu partea de exerciții fizice care sunt foarte necesare. Exercițiile de gimnastică le asigură și le formează o ținută frumoasă, o ținută de scenă, o ținută de adevărat dansator. Le dezvoltă musculatura, ca dovadă copiii care practică de foarte mult timp dans au corpul foarte frumos dezvoltat, foarte armonios dezvoltat. După multe ore de antrenament, sportivii spun că nimic nu se compară cu satisfacția pe care o au în momentul în care sunt anunțați câștigători și că orice altă opțiune ar avea, tot dans ar alege. De câți ani faci tu dans? Din clasa 1, sincer să fiu. La început am început cu balet, după aceea cu street dance. Cât de obositoare sunt aceste ore? Sincer, nu prea sunt obositoare, că îmi place ceea ce fac, pun dragoste în ceea ce fac. Dacă n-aș pune totul dansul, trebuie să, dacă faci dans, trebuie să-l și iubești. Dar și muncă multă. Fac dans de la doamna Flori de 9 ani și am început tot la fel cu clasic, am făcut un vals prima oară cu, mă rog, eram cea mai înaltă din grupă și aveam un băiat cu un cap mai mic ca mine, dar nu contează. Am făcut și un tango, după am rugat pe doamna să mă mute la altă grupă, mă rog, nu eu, mama. Și m-am mutat și am avut un dans de majorete, am avut și vrăjitoare, country, salsa, cancan, am avut toate stilurile de dans și acum, de vreo 3 ani, facem și street dance și îmi place foarte mult. Adică mie îmi plac toate stilurile de dans. Vreau pe viitor să ajung ca doamna, o coreografă genială. Eu am făcut înainte 2 ani dans, apoi am renunțat din cauza școlii și am venit înapoi acum 7 luni. Ce înseamnă dansul pentru tine? Dansul înseamnă totul. Înseamnă că fac ceea ce îmi place, înseamnă un alt mod de a scăpa de, nu știu, de o realitate, nu știu, e un vis. Rezultatele obținute se bazează în mare parte pe ambiția și devotamentul dansatorilor, însă un rol important în obținerea acestor performanțe îl joacă și antrenorii echipei Florentina și Florin Ștefan. Cu o carieră de peste 20 de ani, cei doi profesori de dans se declară mulțumiți de ceea ce fac și spun că totul vine din suflet. Mai multe despre tainele dansului, dar și despre performanțele obținute în peste 20 de ani de carieră, puteți urmări în cadrul unei ediții speciale chiar de la cei doi antrenori.